Și bine, acum având în vedere și vârsta pe care o avem avem ectuții muzicale, am luat anul ăsta, alături de Adrian Ordan și de bine de trupă de acum un premiu la Armenian Music Awards de uh, nu de long life, de bătrânețe. Pentru toată <laughs> da, activitatea, da, pentru da, întreaga da, da. activitate. Da, stai că nu mai știu cum e zicea. Uh, mă rog, ceva cu Life uh, Music Awards și uh -huh. pentru întreaga activitate. Dar uh -huh. este o cunoaștere uh -huh. foarte impresionantă a unei cariere și mai ales că festivalul a avut invitați tineri, ne a avut cu după ani, și ani o prezentare alături de Moga Shift și Vizi. Dar pe aceeași scenă noi am deschis piesa și atunci toată lumea foarte impresionant a reacționat cunoscând piesa, nu neapărat uh -huh. din generația tânără, ci toți cei care erau în piață, fie în Brașov, fie în Sibiu la Media Music Awards ne știau piesele. Asta e un lucru genial. Peste toate care au trecut, este cel lucru care rămâne. Adică bucuria de a vedea după 25 de ani sau 30 de ani aproape publicul știindu-ți piesele, crezând probabil că cine știe ce milionar ești sau cine viață fericită ai, este o viață fericită, dar cea mai fericită este pe scenă.